Salutare celor care ne urmăresc! Astăzi, împreună cu Dimi, o să discutăm despre proceduri, fluxuri operaționale sau procese și sisteme. În primul rând, să le explicăm celor care ne urmăresc ce sunt de fapt aceste proceduri, pentru că auzim foarte, foarte des despre ele, toată lumea vorbește și pe internet. Și la ce ne ajută. Și am sintetizat așa în mare patru puncte în care ele își arată aportul. Și anume, reducem greșelile, reducem furturile sau le eliminăm de cele mai multe ori. Trainingurile? Creștem satisfacția clienților și creștem productivitatea. De fapt, am văzut că foarte puțini fac referire la productivitate. Ok. Și înainte să îi dăm drumul, mai ales că știu că ești angrenat în asta, zi-mi ce ai făcut în ultima săptămână. Păi în ultima săptămână, salutări tuturor, m-am ocupat de a structura puțin responsabilitățile, pentru că anul ăsta îmi doresc să, la sfârșitul anului, să am responsabilități, sistem, procese, proceduri și ca să nu fie să schimb modul de lucru foarte rapid și să fie lumea puțin speriată de schimbare, le-am împărțit pe 4 trimestre. În trimestru 2 o să mă ocup de partea de responsabilitățile fiecăruia, iar în trimestru 3, pentru fiecare responsabilitate, o să trasez din ce proces face parte, cam cum arată sistemul POP Industrii și ce proceduri trebuie să urmeze pentru fiecare responsabilitate în parte. Pentru că am zis mai devreme, am amintit de productivitate și de faptul că prea puțin văd chestia asta ca și beneficiu. Bine, probabil pentru că e și un pic mai abstract. Și cei care promovează pe internet, cred că le e cam greu să-ți dovedească sau să-ți aducă exemple concrete de creșterea productivității. Dar am mai scris eu și pe blog și am luat de acolo niște informații legate de productivitate. Și ceva foarte interesant pe care vreau să-l discutăm înainte să intrăm în exemplele practice care am zis că o să caracterizeze podcastul, da, în orice ediție a lui. Acum aproape 300 de ani, oamenii împingeau sau trăgeau vehiculele cu forța umană. Animală. Da. Da? Acum aproximativ 255-257 de ani s-a inventat motorul cu aburi. Adică a fost prima revoluție industrială în care oamenii au descoperit forța aburilor, ca să zic. Și au început să folosească mai puțin forța umană și mai mult motorul cu aburi. Au avut 80 de ani la dispoziție, deci 80 de ani, ținând cont că atunci durata medie de viață probabil era 40-50, au avut aproape două generații timp să se obișnuiască cu motorul cu aburi. L-au folosit și răsfolosit, l-au întors pe toate părțile și după aproximativ 80 de ani a fost inventat motorul electric, a doua revoluție industrială. Aproape 125 de ani a fost folosit, el e folosit și acum, dar vorbim ca perioade între revoluțiile industriale, pentru că astea sunt etapele majore în care și populația și productivitatea au explodat pe glob. Asta ca o paralelă la ceea ce zic mulți și zic inclusiv astăzi de robot și ajungem și la a patra sau a cincea, cum se discută acum, era industrială, evoluție, ca să zic așa. Când zic că roboții o să ne ia locurile de muncă, o să rămânem, da, pe drumuri, internetul, uite, externalizarea sau lucruri de la distanță, numai ce a fost, vai de noi. Așa au gândit și ei, sau nici nu știu dacă așa au gândit, dar probabil le-a trecut prin cap.
celor care împingeau poate 10 inci la un vagon sau trăgeau de un vagon, când au văzut motorul cu aburi sau locomotiva sau gata, rămâne fără locuri de muncă. Da. Uite că populația globului a explodat de fiecare dată când a avut loc o revoluție industrială. Da? Și revenim. Deci au stat 80 de ani cu motorul cu aburi. Acum 125 de ani, motorul electric. Da? Da. Revoluție majoră. Repet, se folosește și în ziua de azi, dar au avut zeci, suta de ani să se obișnuiască, să-l pună în toate formele, să testeze, să încerce, să vadă ce funcționează, ce nu funcționează, unde crapă și tot așa. Da? A treia revoluție majoră a fost toată cu apariția energiei nucleare și cu apariția tranzistorilor, procesoare, microprocesoare și așa mai departe. Asta s-a întâmplat acum 30 de ani. Deci ne uităm așa, da? Au avut 80 de ani, au avut 100 de ani și noi acum 50 de ani, să zicem, 40, 30 de ani, da, au apărut procesoare. Deci, oarecum discutăm, sau ca să le băgăm așa într-o grupă mare, calculatoare. Bun. E clar că avem mult mai puțin timp, da? Oricum și durata de viață acum a crescut, numai 50 de ani s-a dus la 80, dar avem tot mai puțin timp să ne jucăm cu această revoluție industrială, ca să zicem așa. Și ce e surprinzător aici, și am mai dat o exemplu și mai discut și cu colegele mele, chiar am și zis, am făcut cu cineva un test de cât de repede scrie la tastatură. Nu ca și cum ar fi un concurs, dar vreau să arăt prin asta că deși îl folosim nu de 30 de ani, că unii dintre noi poate am avut la 14 ani calculator, la 10, la în funcție de vârstă de anul în care ne-am născut, dar deși ai 10-20 de ani de când folosești calculatorul, s-ar putea să nu știi să-l folosești corect. Și îți spun că văd în domeniul meu foarte mulți oameni care nici măcar nu știu toate scurtăturile, nu toate, că-s multe, câteva scurtături esențiale de pe tastatură. Nu le știu. Și ce e interesant e că la aceste trei revoluții industriale, etape majore, toate au avut ca bază descoperirea unui tip de energie. Da? Abur, electric, nuclear. A patra revoluție, cea la care asistăm noi astăzi, din 1990, când a apărut World Wide Web-ul, da? WWW-ul, nu are în spate un tip de energie. Deci asta e partea atipică, dar în schimb a reușit să revoluționeze productivitatea. Că noi de aici am plecat. Da? Deci productivitatea. O revoluționează, dar uite că încă nu știm ce să facem cu ea. Încă nu ne-am obișnuit, încă nu am exploatat-o suficient. Și de ce am zis acum 2-3 minute că apare a cincea, că se discută de Internet of Things, imprimante 3D, roboți, inteligența artificială și da, toate cele. Deci îți dai seama, spațiu virtual. Exact. Noi n-am avut timp nici să stăm cu problema asta, nici să o folosim, nici să o exploatăm, nici nu ne-am obișnuit că apare deja, că apare următoare. Da. Și deja simt, eu cel puțin așa simt și cu toată tehnologia din jurul nostru care ne ajută și e clar, pentru că uite că iar ne-am dezvoltat și nici cu apariția internetului, n-au murit oamenii, nu ne-a luat nimeni locul de muncă și așa mai departe, chiar ne ajută, creștem, populația globului crește, suntem aproape 8 miliarde, cred, 7 miliarde, 600, 700, 800 undeva, da, aici. Oricum a crescut de la 7, cât era foarte mult. 5 ani. Deci creștem, ne ajută, dar parcă nu știm să o folosim, asta e concluzia mea, parcă nu știm să o folosim la adevărata capacitate. Și revenind la subiectul nostru cu procesele și procedurile sau fluxurile operaționale, că m-ai întrebat mai devreme de ce eu le zic fluxuri și nu procese. Și o să detaliem și o să spun cum văd eu lucrurile. Concluzia este că o avem, tehnologia e printre noi, nu o stăpânim prea bine. Volumul este imens de informații. Și doar ea ne poate ajuta. Da, asta clar.
cine nu înțelege lucrul ăsta și are impresia că se poate dezvolta fără tehnologie, cred că este într-o mare eroare și are nevoie să învețe cât mai rapid niște de bază, niște informații de bază din vremurile noastre. Adică e obligatoriu să știi să lucrezi într-un Microsoft și cu toate anexele care vin la pachet, adică nu s-a schimbat sistemul de operare, că vorbeai de calculatoare foarte mult de acum 10-15 ani. Shortcut-urile sunt la fel, că s-a schimbat designul și infrastructura, merge totul mai rapid, sunt alte procesoare, hard-uri mai mari, mai circulă informația mai rapidă, dar principiile au rămas cam aceleași. Asta privind calculatoarele. În zona asta de web 3.0, robotică, spațiu virtual, aici ne pregătim, să zic așa. Aici ne pierdem. Aici ne pierdem. Trebuie să ținem pasul, da, neapărat. Bun. Hai să vedem, să o luăm așa cu începutul. Ce sunt procedurile? Că am tot vorbit, da? Să le definim. Ce sunt procedurile și la cine ajută ele? Păi, o procedură sunt niște pași în a se ajunge la un lucru pe care trebuie să îl facă ori antreprenorul, ori o persoană dintr-o companie. Procedura respectivă consider că ar trebui să fie cât mai simplă, băbește, cum era vorba la noi. Și mai știi exemplul nostru, ca și cum ai lua o persoană de pe stradă, o aduci în companie și ar trebui să înțeleagă ce trebuie să facă citind procedura respectivă. Dacă persoana respectivă nu o înțelege, înseamnă că e prea complexă și că nu e bună. Bineînțeles, o persoană care lucrează zi de zi cu o procedură complexă s-ar putea să o înțeleagă, dar în cazul în care persoana respectivă intră în concediu de maternitate, să spunem, și trebuie să-i preia altcineva postul din companie pentru o perioadă scurtă sau lungă și trebuie să-și urmărească procedurile persoanei. Cum? Ce va face? Că se va bloca. Nu va avea cum să-și facă, cum să preia și acțiunile pe care le făcea persoana respectivă, că nu poate să le urmărească. Sau implică timp pierdut, trebuie un alt training pe procedura respectivă. Pașii pe care ar trebui să-i conțină o procedură nu cred că ar trebui să fie mai mult de 10, 12, 15 pași. Acum eu încerc să, în cazul în care am o procedură lungă de 20-30 de pași, să le împart în proceduri mai mici, pentru că altcumva reții 5, 7, 10 pași față de 30. Îți rămâne întipărit altcumva în memorie. Eu m-am blocat, dar începusem acum ceva timp când mi-am dat seama că informația pe care o dețineam nu e scrisă undeva inteligent. Și trebuia ca de fiecare dată să revin aceleași explicații, poate la persoane noi care veneau în companie sau la aceleași persoane. Adică făceam un training la începutul primăverii, în vară observam că lumea nu mai știe nimic și nu se mai respectă ceea ce am povestit printr-un e-mail sau într-o ședință. Bineînțeles, aceste proceduri, dacă nu te asiguri că se respectă și că oamenii le urmăresc, le faci cam în zadar. Și mă blocasem în cuprins, pentru că la mine era bine, dacă ești o companie mică cu mai puțini angajați, îți e simplu să începi de la început, volumul de informație e mai mic și poți să faci o structură. Dar în cazul în care ești într-un moment în care ești destul de dezvoltat și încerci să gândești structura respectivă master, cu cuprins, cum o vedeam eu ca pe o carte, așa, o deschis, domne, uite, pop industrie, uite ce trebuie să faci în fiecare departament, e greu. Și n-am mai făcut chestia asta, încercam punctul 1, punctul 1, punctul 3, punctul 5, punctul 7,
să le dau și cumva o cronologie în spate, ca să aibă totuși o gândire. Și nu a mers. Nu a mers. După m-am întâlnit cu tine și mi-ai explicat și tu, am citit și eu, că îmi bat capul cu ce nu trebuie. Și după am început, scot acum o foaie de hârtie și pot să fac procedura pe loc, ori pe telefon, ori verbal, nu ai nevoie de nimic. Cu cât e mai simplă, cu atât cresc șansele de a se acționa pe baza ce scrie acolo. Hai să spun cum am lovit eu de aceste proceduri acum. Că tu le-ai definite clar în raport de 80-90% din ce am văzut, chiar mai mult, cred. Nu e relevant aici, dar ajungem și aici, ca să vezi, să vezi problema. Acum 4-5 ani de zile am dat seama că în activitatea mea, adică fiind în firmă de contabilitate, foarte multe activități se repetă și unele generau anumite erori care erau foarte ușor de identificat dacă ai fi respectat pas cu pas. Că de fapt ăsta e rolul unei proceduri, da? Devine totul predictibil și te asiguri că dacă respecti pas cu pas, nu are cum să nu funcționezi. Deci asta e logica. Și am început să scriu proceduri. De la exact ce ai discutat și prima problemă de care te-ai lovit, de faptul că le-am făcut stufoase prima dată și nu mi-am dat seama că de fapt acolo alea nu erau proceduri, ci erau procese sau fluxuri. Da, și eu întregi, am făcut aceea greșeală. Da. În care implicam mai multe persoane, implicam departamente diferite, atenție, nevoi diferite. Te opresc aici puțin. Procedura are nevoie ca o singură persoană să fie responsabilă de ducerea ei până la final. E esențial. Este esențial. Și am început să scriu proceduri. Am început să scriu proceduri și în vreo între 2 și 3 ani așa, cred că am avut 150 de proceduri. Cred că erau. Și le țineam pe server. Erau, într-adevăr, prima versiune a lor, erau structurate niște foldere. După aia mi-am dat seama că sunt atât de multe proceduri încât ne scapă inclusiv 9 sau 1000, că în prima fază eu am creat foarte multe, după aia colegele au preluat greu, ca să zic așa, și ne scapă, pentru că uitai unde găsești procedura, în ce folder e, sau, cel mai important la o procedură, când trebuie să o folosesc. Declanșatorul, atunci, da. Declanșatorul, factorul declanșator. Și atunci poți să scape treaba asta. Păi n-am știut că acum trebuia să mă duc în folderul X ca să iau procedura Y. Și atunci am zis, hai să le structurez într-un manual. Am luat un soft care asta face, le structurează pe capitole, cum ai spus și tu, se deschide, apeși acolo, unde apeși te duce în pagina cealaltă. Și mi-am dat seama că, ok, procedurile sunt foarte bune, e un început foarte bun. De ce? Pentru că asigură predictibilitate, toată lumea face la fel. Dacă trebuie, de exemplu, ai o firmă care, nu știu, ambalează cutii, ceva în cutii, orice, da? E foarte important să te asiguri că toți pun în cutie piesele necesare și pun gulițe și tot ce trebuie. Și atunci acolo trebuie o procedură. Procedura trebuie să fie simplă, cum ai zis mai devreme, și poate să fie un checklist de 10 căsuțe în care te asiguri. Păi ai pus folia aia, ai pus punguța, ai pus eticheta și el bifează. Și atunci te asiguri că nu are cum să lipsească ceva din cutie aia dacă omul a respectat toți pașii și în ordinea respectivă. Deci nu pe sărite. Da? Ok că după aia face de atâtea ori treaba asta încât îi intră în reflex, foarte bine. Dar trebuie să ne asigurăm că toți fac la fel. Pleacă omul în concediu sau își dă demisia sau mărești departamentul și mai ai nevoie de încă o persoană, e foarte simplu, ei luat, ai 10 pași, nu ai ce să greșești, îi respecti pe toți. Bun, și am trecut de această etapă. Deci tu întâi ai făcut procedurile și după ai făcut cuprinsul și le-ai structurat. Începusem exact invers, pentru că nu știam exact. Dar nu e bine nici cum am început eu, doar că e mai bine decât nimic. Deci acum fac lucrurile altfel. Dar atunci pentru mine a fost un ajutor foarte mare. Deci s-a cunoscut, cred că, și de la primele 10 proceduri. S-a cunoscut îmbunătățirea. Nu spun că sunt mult mai complexe, sunt... Dar
atunci am simțit următoarea nevoie, să le leg între ele. Și aici apar, cum spun unii, procese și eu îi spun flux operațional. De ce? Pentru că noi așa le avem desenate. Folosim un soft în care notăm acolo cu căsuțe, cu săgeți, cu... și exact așa arată ca un flux. Și atunci de aia îi spun flux, e mai logic în mintea mea. Din moment ce arată ca o organigramă, ca niște pași de urmat, adică de aici aici, de aici aici, de aici aici, și în aceste procese poți să introduci și alte persoane. Adică nu mai mergi cum am mers eu să fac procedură cu procedură și să am 200 de proceduri, dau un exemplu, și aici poți să implici și alte persoane, în sensul că acel factor declanșator în fluxul meu, cum îl gândesc eu, poate să apară. Și anume, când colegul din departament X a finalizat sau ți-a trimis mail sau a bifat în CRM sau a dat validare în ERP, da, atunci tu trebuie să începi să faci pac, 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 următorii pași. Da? Uh-huh. Și m-a ajutat foarte mult și manualul, l-am structurat, dar a devenit și el stufos. Și am început să le tot mutăm din capitolul 1 în capitolul 2, din fluxul ăla în fluxul celălalt. Și am ajuns la următoarea problemă. Și asta e greu de urmărit. Și aici lucrăm acum și cel mai mult la aceste fluxuri care ar trebui foarte bine definite și cu o foarte mare atenție persoanele unde le pui și ce trebuie să facă, care e poziția lor în fluxul ăla. Și de ce am spus mai devreme că acum aș face o altfel? Deși eu citeam în cărți acum câțiva ani de zile conceptul ăsta, dar nu l-am înțeles până de curând. Și anume, ei ziceau așa, nu doar într-o carte, în mai multe am văzut, evident la americani, că ei sunt. Da, ei sunt. Mama și ziceau așa, tu trebuie să gândești când faci o firmă, tu trebuie să o gândești mare, cum ar arăta ea peste 5 sau 10 ani. Da? Și anume, cu departamente, în care îți faci o organigramă, o pui pe perete, pe tablă, da? Și faci cu departamente, chiar dacă în departamentul ăla nu există nimeni. Ești tu, că tu ești antreprenor, da, și le tu faci oricum pe toate. La început le faci pe toate. Ce înseamnă asta? Înseamnă să-ți creezi o organigramă mare cu căsuțe goale, da? Dar în care îți definești fluxurile, nu persoane. Deci nu persoana și ce să-i faci tu, ce procedură să-i faci. Nu ajungi acolo. Da? Uh-huh. Și îți dau un exemplu. Un departament de vânzări sau de marketing. Trebuie să-l aibă orice firmă. Nu contează că e firmă de contabilitate sau producție de, nu știu, mobilier. Da? Trebuie să-l ai. Îl gândești de la început. Îl pui în organigramă ca să-ți dai seama pe flux unde și cu cine interacționează. Că prea puține lucruri sau poziții dintr-o firmă sunt ele așa sălbatice, singulare, n-au treabă, nu prea există așa ceva. Nu, toate sunt interconectate, exact. Toate departamentele. Da? Și atunci o gândești mare, stabilești departamentele și începi să pui persoanele acolo. Și prima dată te pui pe tine, în multe căsuțe. Da, cam toate. Tu te ocupi de achiziții, tu de vânzări, tu facturare, tu duci actele la contabil, tu faci OP-urile pentru taxe, impozite și așa mai departe. Tu faci angajări, recrutări, ce am mai discutat mai devreme. Tu ești responsabil de proceduri. Și acum... Și ce rezultă? Începi să găsești persoane pe care ți-e mult mai clar unde să le pui, ce trebuie să facă și ce responsabilități au. Pentru că te ocupi la început de niște departamente, dar tu trebuie să-ți vezi rolul tău de antreprenor și anume ca ușor, ușor, tu să ieși din toate căsuțele alea. Ușor, ușor, le delegi, în așa fel încât tu doar să faci management al business-ului global, nu să faci micromanagement. Da? Și aici pot să zic eu că am ajuns acum în care să definim aceste fluxuri și roluri, care zic eu că sunt foarte importante, dar e bine că dacă nu începeam cu cea mai simplă procedură, nu ajungeam să le văd. Tocmai de-aia, să le văd atât de clar. Tocmai de-aia mulți au dat așa, s-au și folosit termenul ăsta de atâtea ori, încât pare așa, că s-a diluat sensul, procedura, există o procedură, sau că și la stat sunt proceduri și nu sunt urmărite, am văzut treaba asta. Dar recomand antreprenorilor care nu au nicio procedură, acum, nu mâine, acum, dacă au o problemă cu un departament în care se uită la ambalare ceva, sau s-a greșit o plăcuță,
sau se uită trimiterea unui e-mail, acum să-l facă, da. Chiar dacă e simplă, chiar dacă nu are un titlu, chiar dacă nu sunt definite momentele declanșatoare, bine, și persoane implicate, sau acum, dacă o duci, nu ai cum să nu simți din ziua aia, să simți îmbunătățirea. Ok, o să simți și respingerea. Eu am pățit-o și pe asta. Sigur, te-ai lovit și tu, toți clienții mei s-au lovit de treaba asta, în care ți-am mai discutat. Să-ți povestesc că e cumva legat de ce povesteai tu. La mine, acum suntem în faza de responsabilități, o să urmeze și partea asta de proceduri clare, definite, sisteme, procese. Dar până atunci, până în momentul respectiv, sunt anumite lucruri la care trebuie să le fac proceduri, că sunt urgente, nu mai pot să aștept. Și am creat acest proces sfânt, nu l-am creat eu, l-am preluat și eu de la cineva și el arată cam așa. În momentul în care apare o problemă la nivel de companie, atunci trebuie să urmărești niște pași. Prima întrebare e următoarea. Există procedură? Și te duci tot așa pe un flux operațional. Da? Nu. Dacă există procedură, a fost urmărită procedura? Da? Nu. Dacă a fost urmărită procedura, de ce a apărut problema? Trebuie îmbunătățit, înseamnă. Dacă n-a fost urmărită procedura, atunci trebuie cineva să fie responsabil de procedura respectivă și trebuie să primească o atenționare sau depinde de complexitatea problemei. Dacă nu există procedură, dacă te duci direct pe ramura cu nu, atunci automat fă procedură, uite care sunt regulile de creare a procedurii. Bineînțeles că nu mulți au înțeles acest proces și nici nu mă așteptam să apară așa, gata, la fiecare problemă să apară vreo 100-200 de proceduri în decurs de o lună, două, dar ușor, ușor, repetând săptămână de săptămână, zi de zi, anumite lucruri, o să le intre în cap și colegilor mei, că este foarte important. Tocmai de asta eu cred că cel mai important este acest flux, sau cum spun alții, procese. Da? Este poate și mai important decât procedura în sine, ea trebuie să existe, deci asta nu scoatem, că se poate și fără, nu se poate fără, dar de ce spun eu că este mai important? Pentru că într-o firmă în care deja lucrurile funcționează, oamenii știu ce au de făcut. Știu și cu procedura ta și fără procedura ta, că știau și până acum. Da. Și atunci, ei procedura, ca să zic așa, o au în cap. Ok, da, trebuie să o punem în scris pentru tine și pentru alții care vor veni după tine sau lângă tine, în funcție de cum se dezvoltă firma. Dar de ce sunt foarte importante? Pentru că pașii în ordinea corectă generează un răspuns corect, da? Previzibil, predictibil și ce am vrut noi. Pentru că degeaba tu știi să faci foarte bine ce faci. Să zicem că lucrezi la un strung, da? Sau pe o mașină. Spui, dar nu trebuie să, ce procedură să pun eu? Păi ce, ăla nu știe că trebuie să încarce sau să descarce sau să prelucreze? Știe, n-are nevoie. Aici poți să nu fac. Da, și vei zice treaba asta. Corect, dar în primul rând trebuie să-l și verifici dacă face totul bine, că poate dacă nu face cum ai spus tu, poate să genereze timp morți. Poate să aducă rebuturi, cheltuieli inutile. Logistică incorrectă. Încurcă poate un alt coleg, da? Pentru că el a zis că lasă că știu să-mi fac piesele și își face piesele de la ora 2, că alea sunt mai ușoare și le lasă la finalul programului, să zicem. Uh-huh. Dar altul poate stă după piesele alea. Și atunci eu ce vreau să mă asigur? Nu că tu știi să faci neapărat piesa bine, știu treaba asta. Că le faci când trebuie. Dar vreau să faci în ordinea asta ca să fim eficienți, revenind la productivitate, că ăsta e, cred că e cuvântul de bază al temei de astăzi, da? Da. La asta ne ajută. Să devenim mai productivi, să devenim eficienți, să nu trească să angajezi doi oameni pe același post, când poate unul singur poate să facă treaba asta, dacă face corect și în ordinea în care trebuie. Tocmai de asta spun, sunt foarte importante aceste fluxuri. Ok, nu le ai, nu sunt clare în mintea ta, nu știi, începe cu o procedură, exact ce am discutat mai devreme. Și să trecem și la partea de sisteme. Noi acum definim, discutăm și apoi trecem la aspectele practice. Da. Am discutat de proceduri, am discutat de fluxuri și de sistem. Sistemul,
Sau hai să o luăm, deci să o luăm de, unde, de unde te uiți tu când vorbești la o procedură? Procedura ok, e cea care dai zi de zi, săptămână de săptămână, o vezi, cea de la birou. Eu când mă gândesc la proces, e ca și cum văd totul de la o altă înălțime. Așa și este. Ca și cum aș vedea din avion. Când vorbesc de sistem, că ești de pe lună. De pe lună, da. Da. Pentru că procedura e la bază, da? E baza piramidei. Mai multe proceduri sunt într-un flux sau într-un proces. Mai multe fluxuri sunt într-un sistem. Deci am avea cumva o comună, ar fi un proces, satele unei comune ar fi procedurile și după comuna respectivă face parte dintr-un județ și el ar fi sistemul. Da. E cam un așa, exemplu din așa, viața reală. Cam așa trebuie privit. Și sistemele, ca să definim câteva sisteme, pot să fie sistemul de producție pe de o parte, adică toate fluxurile care îmi definesc mie produsul în sine, din momentul în care a intrat materia primă până a ieșit produsul finit, ăsta poate să fie un sistem cu totul. Poți să ai sistemul de vânzare, de exemplu, da? Da. În care aici poți să ai, nu știu, mai mulți agenți, poți să ai puncte fixe, poți să ai vânzări online, vânzări offline. Ăsta poate fi un sistem separat. Da. Sistemele nu trebuie să fie multe într-o firmă. Poate două, trei sunt suficiente. Fluxurile trebuie să fie multe. Poți iar să faci... procedurile, chiar dacă sunt multe, că ies multe, inevitabil, da. De asta trebuie să fie simple, să fie ușor de înțeles, rapid de înțeles și rapid de implementat. Adică pe anumite structuri, unde fluctuația de personal este foarte mare, da? Aici trebuie să fie atât de clar încât exact cum am mai discutat noi. L-ai luat, a venit cineva în prima zi, nu are foarte mare experiență, i-ai făcut un mic training, i-ai arătat, i-ai arătat cum se face. Corect. Da, nu neapărat să-ți bag o hârtie sub nas, să zic, tu trebuie să știi că e faci simplu. Un training, te asigur că înțelegi procedura. Te asigur, îl verifici și din moment ce ai reușit să faci sub supravegherea mea o dată, nu văd de ce nu ai mai face și a doua, și a noua, și a 1000 oară. Exact. E simplu. De ce trebuie să stau lângă tine zi de zi și să te verific sau să plătesc un om să stea în spatele tău, să mă asigur că ce? Că faci ceea ce deja mi-ai dovedit că faci și ce e și simplu și scris și trecut aici? Nu mai pierdem timpul pe așa ceva. Adică asta am și eliminat-o. Am rezolvat-o. Mergem mai departe, ne ocupăm de lucruri mai importante. Nu, și crede-mă, am văzut unele proceduri, cel puțin pe la multinaționale. Am avut șansa să urmăresc într-un manual de la un mare retailer german. Și era o procedură, sunt mai multe amuzante, dar asta mi s-a părut wow, ca să le dăm oamenilor și un exemplu, de, da. Să începem și cu partea practică. Ce, zi-mi o procedură. Și era titlul, cum reacționezi când găsești bani pe jos în magazin. Și subtitlul era o poză cu o monedă de 5 lei pe o bucată de gresie. Și deasupra scria, așa arată bani pe jos. Deci atât de penibil. Da. S-au dus în extreme. Vei spune... Pe bune, adică ce trebuie să-i definesc angajatului ce înseamnă bani pe jos, pe asta știe și el. Ok, poate ai dreptate până la un punct, dar eu îl înțeleg mai degrabă pe el. Și anume, are rost să las loc de interpretări și să vină unul care e gică contra, că a înțeles, sunt convins că a înțeles și știe ce înseamnă bani pe jos, da? Și să te trezești cu el că poate banii ăia erau într-o lădiță pe jos. Zice, păi da, da, ai zis... pe jos. Da. Uh-huh. Și stăm să facem polemici din astea. Era un magazin, da, nu erau sau, pe jos. Sau da, era pe un jos. Magazin. Sau facem, le eliminăm pe astea. Ca să nu te faci tu că n-ai înțeles și să cauți motive, uite, îți spun eu cum, ce înseamnă bani pe jos. Da? Nu mai spun. Și cum faci curățenii. Cum se dă cu mopul. Sau hai să trecem la altă multinațională la care am văzut cum se deschide un e-mail. Și aveai cu săgeți, apeși click aici, cum îl închizi? X aici, ca să nu lași loc de interpretare. Nu că ăla nu ar avea încredere cu oamenii lui, nu sunt suficient de pregătiți să deschidă sau să închidă un e-mail. Dar să nu pierdem timp așa ceva, nu discutăm pe chestiile astea, hai să trecem la probleme complexe, nu la... Da, dar nu mi-ai spus că...
Dar n-am știut. Sau, tu zici, doar îi le prezinți, zice, dar, uite dar cum se știut. Face lucru, uite care e modul de lucru aici. Trebuie doar să respecte, a înțeles, i-ai făcut training și după depinde de el. Dacă nu le respecte, a cui e vina? Și e foarte simplu și să, e foarte simplu și să depistezi. Păi stai puțin. Afli imediat. Pentru că dacă el nu a făcut, aici revenim iar la importanța proceselor sau, cum zic eu, fluxurile operaționale. E foarte important, pentru că dacă el nu a finalizat când trebuie și cum trebuie, a afectat următorul pas pe flux. Uh-huh. Și iese imediat la iveală. Nu trebuie să mai aștepți o lună sau trei ca să vezi greșeala. Și îți dau un exemplu concret din activitatea noastră de la firma de contabilitate. Marea majoritate a firmelor de contabilitate, cred că 90% din ele, lucrează pe bază de portofoliu. Ce înseamnă? Înseamnă că un om, un angajat, unui angajat îi se alocă un număr de firme. Și el se ocupă de firmele, cap-coadă. Bun, dar dacă cineva nu stă în spatele lui să-l verifice, la fiecare firmă, la fiecare declarație, la fiecare dosar să-l ia de acolo, nu prea poți să găsești greșeala, pentru că ea poate să apară, de exemplu, când faci închiderile finale sau la bilanț, dar de multe ori poate să fie târziu. Și anume, eu trebuie să descopăr acum în aprilie, sau pot să descopăr, sau acum iese la iveală, o greșeală din ianuarie anul trecut, 2021. Dar nu mai bine aș fi aflat eu pe aia în martie 2021, de exemplu, ca să nu mai zic chiar în ianuarie, și atunci apăreau probleme la portofolii, pentru că nu erau verificați. Ok, aș putea eu să fac verificarea asta, dar înseamnă că eu nu mă mai ocup de altceva. Și să mă asigur eu că totul este corect și fără greșeală. Și atunci eu am schimbat fluxul, am schimbat modelul ăsta și am trecut în astfel de fluxuri în care îmbin mai multe persoane pe parcurs. Au fost probleme și sunt probleme în continuare foarte mari, dar e mult mai bun pentru firmă și pentru clienți. Pentru colegele mele nu, că e mai multă bătaie de cap și avem discuții pe chestiile astea, dar și ele au văzut că, de fapt, greșeala iese mult mai repede la iveală, iese la finalul lunii. Și într-adevăr poți să... Nu peste 3, nu peste 6, da. Poți să mai faci ceva. Da. E vorba de calitatea pe care o aducem către clienți, nu de cum își fac fetele treaba. Da, și o fac bine, și fac treaba asta de aproape 5 ani de zile de când suntem împreună. Nu înseamnă că dacă eu am schimbat treaba asta, nu am încredere că tu știi să-ți faci treaba bine. Știu că ți-o faci bine. Dar hai să ne asigurăm că tot fluxul este corect până la final, plus că te ajută și pe tine ca om și te liniștesc, sau ar trebui, că sunt și persoane care nu vor să lucreze pe proceduri și consideră că sunt o porcărie, că așa sunt ăștia proști. Am o întrebare toate aici. Multinaționale dacă sunt așa, un tip mai creativ, o tipă mai creativă, tu ce faci? Eu vin acolo să-ți dezvolți ei și tu îmi îngrădești creativitatea prin proceduri? E foarte bun. Cum răspunzi la întrebarea asta dacă ți-o pune cineva? Păi e foarte bună întrebarea și foarte logică și simplă. Și anume, în operațional, eu am nevoie să-mi faci lucrurile așa cum vreau, când vreau, cum vreau. Da? Nu am nevoie de creativitatea ta să îmi legi două fire într-o priză. Corect. De ce exact. Trebuie să fii creativ? Ce, revoluționezi tu modul în care funcționează curentul electric? Culorile pe cablurile sunt puse degeaba, așa că așa e tot o procedură. Sau te poți folosi de ea ca o procedură. Eu nu vreau să fii creativ aici. Deci la lucrurile repetitive. Da? Oricum o să repetăm treaba asta de proceduri, că ți-am zis, mi-a luat ani de zile și zeci de cărți ca să înțeleg și tot mai am dubii. Da. Și văd la alții mult mai mari decât mine, care sunt pe lângă rău de tot și suferă din prisma asta. Revin. La lucrurile care sunt repetitive, la care nu vreau greșeală, nu am nevoie de creativitate. Vreau să mi le faci când, cum, așa cum au fost testate, așa cum le-am gândit eu, le-am gândit eu cu niște argumente în spate. Pentru că înainte să bagi procedura în flux, e testată, ai făcut-o, a funcționat odată, a funcționat de trei ori, funcționează nelimitat, dacă faci pașii în aceeași ordine și la timpul potrivit. Deci aici, fără creativitate. De ce? Pentru că vorbim de operațional. Așa cum le spun eu, fluxuri operaționale. Da? Unde ai nevoie de creativitate, e în alte departamente.
aici nu mă refer strict la firmă de contabilitate sau de producție, în alte departamente unde, uite, de exemplu, marketingul, în vânzări, de exemplu, trebuie să le oferi... Nu prea poți să mergi la chestii predictibile, mergi decât cum se structurează oferta și acolo ai dat template, n-am nevoie de creativitate acolo, decât dacă ești la marketing și vrei să schimbi o culoare din antet, vrei să schimbi fontul, vrei să testezi, acolo foarte bine ești liber să faci treaba asta. O negociere, de exemplu, nu prea e cum să o pui într-o procedură. Dar un calcul de preț. Nu vreau să fii tu creativ pe banii mei și să pierd eu bani. Păi da. Că ai calculat-o și după altă formulă. Financiare acolo. Sau, care... da, n-ai ținut cont de paranteze și de calculul care trebuie făcut sau prima mulțire sau n-ai folosit Excel-ul care trebuie. Ce creativitate aici? Aici n-ai ce să fii creativ. Aici faci cum ți se dictează din departament, pentru că sigur nu greșești. Care e partea, încă o parte bună la aceste proceduri, chiar dacă inițial destabilizează un pic o firmă. Eu când încep o colaborare, exact cum ți-am spus și acum două podcasturi, cred, am avut cu implementarea sistemelor ERP, apare treaba asta. Nu merge, nu funcționează, e mult de muncă, e greu, crapă, ce facem? Nu știu unde. În loc să scriem, hai să mai bine să da, producem. Da, timpul să scriem, în loc să facem bani și unii se duc așa pe fenta asta, ca să-i zic. Și cred treaba asta. Dar... să știi că după un timp, după nu ce se acomodează... Nu am scris destul la școală, am primit-o și pe asta. Ai primit-o pe asta? Da. A, glumă, da. Da, trecem peste. Așa. Să știi că după aia pe oamenii liniștesc procedurile. Și eu spun cum a funcționat la mine. Acum mulți ani de zile, când eram foarte înfipt în fluxul operațional al cabinetului de contabilitate, în perioada declarațiilor, deși aveam o listă, că să-ți faci un Excel nu e prea complicat. Adică da. Eu fiind și eu niște totuși pași, fac niște pași, cum să informatică ajung. Și astea sunt foarte simple. Și ai un tabel, dar plecam întotdeauna acasă cu grija, oi, fi uitat ceva. Dar dacă n-am făcut, dar dacă. Și simțeam nevoia să verific și reverific de enori. Nu era rău, dar îmi dădea mie un stres. Deci nu puteam să mă detașez când ajungeam acasă să-mi continui viața sau să citesc ceva liniștit sau să mă distrez sau să mă joc, dacă vreau să mă joc un joc. Da? Nu puteam. Eram stresat și nu puteam să fac nimic din toate astea până nu mă întorceam la birou să reverific. Bun. Dar în condițiile în care eu partea asta o structurez într-o procedură clară, o prind într-un proces, da? Într-un flux și vin cu toate astea cu un ERP care el mă mai atenționează dacă uit, roșește acolo o căsuță, trimite un e-mail, știi ce liniștit și eu și oamenii după aia, știi ce liniștit suntem? De ce? Nu ai cum să uiți dacă ai făcut ce trebuie, cum trebuie, în ordinea în care trebuie, nu ai de ce să fii stresat. Și după aia te liniștesc. Și asta nu o spun doar eu că am trecut prin asta, spun și oamenii. Angajați ai clienților mei, care, cum să spun, și recent am auzit treaba asta de la o doamnă contabilă la un client de-al meu, o doamnă, cred că în jur de 50 de ani, deci nu poți să zici că duduie cu calculatoare, cu... Da. Da? Unde am implementat acum aproape 2 ani de zile, în septembrie se fac 2 ani, cred, un ERP, lucrau într-un sistem foarte învechit, cred că ți-am mai zis, cu imprimantă matricială, cu Windows 98, cu, deci nu așa, și ea mi-a zis cât de multe a învățat, cât de mult apreciază softul și colaborarea, modul ăsta de lucru, cât te-a învățat și că nu-i vine să creadă că te poate să facă comparativ cu perioada anterioară, în care era totul o hârmălaie, 3 Excel-uri, unul se suprapunea. Haos. La colegă era alt Excel, dă-mi-l mie pe mail. Se pierde informația, da? Da, foarte mult. Haos. Chiar era haos. Și uite că om, și asta ți-o spune un om care a fost sceptic atunci la prezentarea inițială, cum am văzut la IF, tot la fel, că mi se întâmplă și mie. Fac glumițe din alea, cum ai zis tu mai devreme. Hai să producem, lasă. La școală. Nu cred, îi vedea că se uită așa pe videoproiector sau ce le prezinți tu. Se uită de aceea de genul, hai mă, nu mai termin asta să mă duc să termin, da, uite câtă treabă am. Nu, ei nu cred. Și nu-i acuz. Că nu ai cum. Dacă nu vezi cu ochii tăi și nu ai testat treaba asta, evident că nu crezi. Dar avantajele sunt enorme, repet, și totul a pornit de la o procedură simplă. Da? Gen, ce faci în situația X? Că am discutat și mai devreme, momentul declanșator este foarte bun, foarte important de trecut
și anume când trebuie să fac eu știu ce am de făcut, dar când? Când sună telefonul, când ai primit e-mail, când s-a deschis ușa. Cum să răspunzi la un e-mail, cum să răspunzi la un telefon, cum să faci curățenie în cabinet. Da, cum să te duci la toaletă, cum să te duci la spațiu de fumat, ce trebuie să faci după ce pleci de la spațiu de fumat. De la, plecând de la lucrurile astea atât de simple și după, într-adevăr, încep cu lucrurile care țin de business, din fiecare departament în parte. Ei le fac, cum ziceai și tu, ei le știu în mare. Da. Trebuie doar structurate, în raport de 70%, ei o să vină cu procedura și tu vii cu acest 10, 20, 30%, care de fapt aia e ceea ce lipsește în procedura respectivă. Că ei își fac munca până la un moment dat. Când ar trebui să, cel mai important mod, poate lor nu li se mai pare important, cea mai importantă parte din procedură. Se duc până la un moment dat, ok, producem, dar dacă nu se vinde, s-ar putea să producem degeaba. Ca un exemplu aici, de ce înseamnă să sau ce am duci... spus, ce am spus mai devreme, am zis că ne ajută la patru mari lucruri, dintre care unul, deci am creșterea productivității, da, cea mai importantă, da. Și a doua, satisfacția clienților, am zis. E foarte important, pentru că poți să fii un producător foarte bun, de orice. Și majoritatea alocă foarte multe resurse și acordă o importanță mare în activitatea de bază a oricărei firme. Și atunci el se chinuie să investească în echipamente ultraperformante, să reducă costurile pentru materia primă consumabile, să plătească oamenii corect. Să uită tot aici, dar pentru faptul că cineva, când face coletele, să zicem, da, de livrare, dau un exemplu, nu este atent și omite sau încurcă lucruri. Și, nu știu, imaginează-ți ce ar însemna să nu existe o astfel de procedură la o firmă gen IKEA. Și să te trezești că la unul a uitat să pună un șurub, nu știu ce șurub, la altul a uitat trei cuie, la altul o poliță, la păi, pierzi un client. Crezi că ar mai 10. Fi ajuns aici? Da? Crezi că ar mai fi ajuns aici dacă procedurile astea nu ar fi fost respectate? Uite, da? Exemplu și de procedură. Calitatea către la client? IKEA. La IKEA îți dă un manual de cum să montezi mobila sau ce ai achiziționat de la ei, structurat pe pași 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Da. Și gata. Și dacă toată lumea poate să urmărească pașii și respectiv. Dacă cineva uită să pună procedura, să pună hârtia, manualul în cutie? Montează-o. Montează-o. Și nu vin review-urile și... Oamenii pierzi 10 clienți minim dacă ai uitat. Oamenii nemulțumiți și spun la alții, nu mai luați de acolo, că m-am chinuit, am rupt, m-am enervat, am aruncat cu alea pe acolo. Da, deci într-un business nu e de ajuns să faci lucru foarte bine doar într-un singur departament. Tot procesul din business-ul tău până la client și post-vânzare, că vinzi produse, că vinzi servicii, este extrem de important. Că s-ar putea ca și post-vânzare, la 2 săptămâni după livrarea unui produs, trebuie să-i dăm un telefon clientului să vedem dacă e mulțumit. Un lucru de genul poate sau să... automatizezi un ERP, să trimite un mesaj, mail standard, un mail, și noi exact. Facem cumpărături online, da. Și primești a doua, a treia zi, după ce ai ridicat coletul, primești un mail. Ți-a plăcut, l-ai desfăcut, dă-ne un review. Vă mai pot ajuta cu automat, ceva. Că scrie acolo, bună, sunt cu tăriță. Exact. Lucrul ăsta, dacă nu-l dai, s-ar putea, într-adevăr, să nu-ți aducă nimic, dar dacă trimiți un mail de genul, s-ar putea să-ți aducă 10 clienți. Pentru că se vede băgat în seamă, pur și simplu, clientul respectiv. Mă, uite, le pasă cu toate, că noi avem o procedură. Poate nici nu știi că s-a transmis mailul respectiv. Nu știi atunci, în momentul ăla, dar tu ai gândit planul inițial, cum ar trebui să facă. Și de-aia e important să nu mai repezi de fiecare dată, să spui informația asta la cei de la vânzări și să-i verifici. Ai transmis mail la clientul nu știu care a achiziționat de nu știu cât de la noi. Și dispare aceste comunicări irelevante, că sunt irelevante dacă ai avea procedură în spate. Te liniști cu totul. Automatizări, că tocmai ce am discutat de următoarea revoluție industrială, da? Asta va fi. Că acum toți se uită să integreze
cât mai multe lucruri într-un soft, să integreze softuri cu alte softuri, să le facă să comunice între ele, să automatizeze cât mai multe procese de business. Că de fapt asta e ideea din spate. Și eu la o altă firmă am BPA, care vine de la Business Process Automation. Acolo trebuie să mergi. Procese automatizate de business în orice domeniu. Nu are treabă că eu am firmă de contabilitate. Nu se aplică în orice domeniu. Orice. Dacă te stresează ceva, decât să te streseze pe tine sau pe altcineva, mai bine îl pui în softul respectiv să-l verifice, că până nu-l stresează. Deloc. Nu. Îi face plăcere, cred. Corect. Hai să mai vedem spre final așa câteva exemple practice, probleme, soluții, neapărat exemple, ci ce ne-am lovit noi din activitatea noastră, eu de la mine și de la clienții mei, tu în activitatea ta, pentru că, cum am zis și mai devreme, acum fix săptămâna asta ești prins exact cu... Da, o parte asta cu optimizarea de... softului, ERP-ului pe partea de da, aceste fluxuri. Și... Să vă povestesc cam cum a fost în cazul meu. Eu am început să fac procedurile, dar nu aveam responsabilitățile. Am luat fiecare departament în parte, am încercat să îmi notez din întrebări în departamentul respectiv, cumva îmi reieșeau mie proceduri. Și cred că așa ar trebui să facă toată lumea. Din întrebări ies răspunsuri până la urmă. În momentul în care am trecut în zona de departamente și am văzut că, mă, da, într-adevăr, îmi vin niște proceduri în cap, dar eram stresat că dacă nu sunt toate, dacă nu le-am gândit pe toate. Asta până când să anunț la nivel de companie că mergem în direcția asta. După, tot cu ajutorul tău și am mai citit și prin alte locuri, am observat că procedurile trebuie să fie legate de responsabilitățile pe care le au oamenii. Și așa îți ies ție niște titluri de proceduri. Pentru că, cel puțin în cazul meu, volumul e mare, s-ar putea într-adevăr să se strângă vreo 500 de proceduri când o să termin. Și dacă e să te gândești fără responsabilități la ele, nu o să-ți vină în cap, oricât ai sta să te gândești, sigur uiți ceva. După partea asta de sistem, proces, mie mi-a fost destul de greu să le structurez, pentru că un sistem în capul meu era de fapt un proces. Un proces, făceam această greșeală să-l consider procedură. Da. Știi doar exemplu pe care l-am dezbătut. Acum îmi e clar, cred că o să fac un sistem general la nivel de companie care să aibă toate departamentele, să facă legătura, o legătură inteligentă între departamente cu schimb de informații. Adică o să am vânzări, achiziții, producție, economic, ăsta o să fie sistemul de bază, după care o să mai am patru sisteme. Sistemul de vânzare, sistemul de aprovizionare, sistemul de producție și sistemul financiar economic. Hai să spunem aici și greșeala pe care ai făcut-o atunci, de fapt nu tu, ci un angajat care, culmea, venise dintr-o multinațională. Da, și s-a bătut cu pumnii în piept că ai procedură și încercam să-i explic că le-ai un flux întreg, mai ales că avea vreo 4 pagini și vreo 20 de pași, 30, nu știu cât erau acolo. Și mai grav nu era că era foarte lungă, era că implica mai mulți oameni din mai multe departamente. 10 oameni, 10 pași erau. Exact. Și ca să vezi unde e capcana, în sensul că omul a lucrat în multinațional, în parcul industrial, pe proceduri. Doar că el nu înțelegea, nu vedea așa de sus, cum zicem noi, să le vezi de sus, să le vezi din avion, cât de clare sunt. Și el era convins că e procedura, dar el de fapt citise o bucățică, să zicem așa, dintr-un flux, dintr-un manual. Da. Și hai să spunem exact problema asta sau...
Da, era un flux de lansare a unei comenzi în producție. Și, bineînțeles, orice comandă din producție începea cu o comandă de vânzare de la client. Deci, prima oară avea legătură cu departamentul de vânzări, care trebuiau să introducă comanda. După, trebuia ca departamentul de vânzări să trimită către un departament de planificare: s-a lansat comanda, vă rog frumos să-mi oferiți un termen când se poate realiza. După, planificarea transmitea către aprovizionare: e planificată această comandă să intre în lucru în data D. Deci până acum avem 3 departamente în acest proces. După ce primea informația aprovizionarea cu ce materiale și când trebuie să le achiziționeze, ajungeam în zona de producție efectivă. Verificare proiect. Aici era la proiectare, verificare tehnologie. Asta era la tehnolog. Adică alt departament. Alte departamente. Verificare a utilajelor, dacă avem încărcare. Din nou reveneam la planificare și avem șase departamente. Și capcana e că la final, da? Nu poți să îl evaluezi corect pe omul care trebuia să respecte procedura, da? Pentru că îți va spune, păi da, dar nu mi-a venit în timp de la planificare, da, dar achizițiile nu. Și poate să găsească 1000 de motive, da, aici pentru care el nu și-a făcut treaba. Tocmai de-aia e foarte important ca procedura să fie 100% în responsabilitatea unei singure persoane. Și doar de el să depindă îndeplinirea sau neîndeplinirea. Da, cred că asta e cea mai importantă regulă. Asta este 100% în puterea ta. Da. Ce discutam noi la podcastul cu implementarea ERP-urilor, în care ți-am spus, eu vreau să vii în data D, da, nu la, cu e foarte bun, cu indicatorul. Da. Eu vreau să vii în data D la indicatorul, la intrare în oraș. Mă interesează pe mine... Da, ce ai pățit, nu contează. De ce, cum? Este în puterea ta să faci treaba asta. Și atunci tu trebuie să o duci la îndeplinire. Dacă ai implicat o altă persoană, un alt departament, un alt moment declanșator care să nu țină tot de el, adio, pa, o să-ți caute 1000 de motive pentru care nu a funcționat și tu vei ajunge, dacă nu ești pregătit, să crezi că da, nu, astea sunt niște porcării, dar oamenii, adică antreprenorii, trebuie să înțeleagă că companiile foarte mari și mari, nu neapărat mă refer aici la multinaționale, doar așa au funcționat. Și doar așa s-au mărit. Și așa s-au putut dezvolta și în alte țări. De ce? Pentru că ei au avut fluxurile care trebuie să meargă, doar le-au tradus în altă limbă. Ok, și mai adaptezi cu legislația din țara respectivă. Le-au scalat foarte ușor. Dar dacă noi vorbim acum, revenim la partea de ambalare mobilă. De ce contează cu ambalez în Bulgaria sau în România? Tu îmi faci mie la fel, sunt pașii aceiași. Sau cum reacționezi când primești o comandă pe site? Sau nimic. Fluxul e același, acum că e limba scrisă, e altă limbă. Și în domeniul francizelor se aplică aceleași reguli. Ca să poți să scalezi, doar faci copy-paste. Adică cum a reușit McDonald's să ajungă din un restaurant care vindea cu 15 cenți un burger în America, la nivel global, cu nu știu câte mii, zeci de mii. Dacă cunoști povestea sau chiar dacă o cunoști, o spunem acum pentru antreprenorii am care... Am văzut și filmul. Și filmul, da. Da. E un pic... E modificat scenariul. Este un pic, că trebuia să prindă și un film și e normal. Da. Dar în mare, povestea e așa. Frații McDonald's produceau foarte bine, erau foarte apreciați pentru calitatea lor. Dar nu știau business. Da? Și revenim și la ce am mai discutat noi, că oamenii zic, da, cine vorbește, ce cifră de afaceri, ce știe ăla de business? Business-ul e altă meserie pe care despre care tu nu ai citit sau nu ai învățat, nu ai experimentat, nu ai trăit treaba asta, degeaba ești de 20 de ani patron, ca să zicem așa, da? Că nu știi meseria asta, tu știi altceva, știi să produci, știi să comercializezi, te pricepi la alte. Bun, revenind la ei, erau foarte apreciați, dar foarte căutați, dar nu știau să facă business.
și Ray Kroc, care era un vânzător ambulant din sau ușă în ușă, da. Cred că mai era, nu rețin exact, dar oricum era vânzător de mixere, blendere, ceva de genul. El oricum era și începuse agresivitatea asta a vânzărilor în America atunci când te sunau, veneau la ușă, numai să-ți vândă. Și el era un vânzător foarte bun, deci da. Avea darul ăsta, tehnica, da? Se învață și asta, nu e neapărat un dar. Și când a ajuns la ei, eu acum nu spun, eu spun varianta citită prin cărți, nu ce a fost în film. Până acum se adeverește. Așa. Erau undeva la un târg, era ceva deschis, nu știu exact, și frații McDonald stăteau în spatele angajaților, în față era ca o linie de producție și oamenii făceau burgeri pe bandă rulantă. Și acum el s-a uitat la ei și s-a dus și a zis, dar voi nu e afacerea voastră? Ba da. Păi și voi de ce nu faceți burgeri? Păi nu trebuie. Pentru că noi am instruit pe oamenii ăștia să facă burgerul la fel, cum l-am face noi. Le-am arătat. Păi și cum adică? Dacă unul face chifla mai subțire, unul uită să pună nu știu ce ingrediente, nu are cum. Pentru că asta e procedura, așa am trăinit, toată lumea face burgerul la fel. Ei se mândreau cu treaba asta. Dacă produsul iese din mâinile angajaților așa cum ar fi ieșit din mâinile lor. Da. Ce nu au văzut ei, dar a văzut Ray Kroc, el a gândit la scară mare. Păi dacă aici ai reușit să pui 5 oameni, 10 oameni, da? Neexperimentați. Să facă exact cum ai face, de ce nu punem 1000? De ce nu punem 1.000.000? Și el atunci, nu mai reține exact suma, nu știu dacă și în film o scrie acolo, dar mi se pare că undeva la 50.000 sau ceva de genul de dolari a plătit pe acel manual de proceduri. Da, era și altă valoare avea dolarul. A început să implementeze, să multiplice, să scaleze și de-aia a ajuns... Da. Bun. Fără aceste reguli stricte aplicate, corect, nu ar fi reușit niciodată. În domeniul ăsta al restaurantelor nu prea ai nevoie de creativitate. Unde? Ai nevoie? Dacă ai aceleași produse care le faci păi serie... Nu, dacă vorbim la fast food, nu, că aici nu e de fast food, a la carte. Adică, repetitivitate, rapid, da, totul. Am nevoie de aceleași ingrediente pe care, să fie de la care fel? Am avut nevoie, da, și ieri, am nevoie și azi și mâine. Exact. Adică ce creativ, n-am găsit ouă, facem fără ouă, că știu eu sau... Da? Nu, clar. Uite, încă o chestie interesantă. Toată lumea, bine, apreciază, laudă Dedeman, da? Că e firmă românească, că uite cât s-a dezvoltat, cât de mare, dar foarte puțin știu că unul din cei doi, dar nu le țin nici eu exact care, a terminat matematică informatică. Da, programarea e... Program, da. Ei au avut un soft de gestiune după 90, deci la primul magazin pe care ei l-au deschis și s-au apucat de firmă, ei au avut soft de gestiune, pentru că lucrau în așa ceva, nu știu exact dacă și-au dezvoltat sau asta nu rețin, dar știu aveau că habar. Am citit într-o carte, cred că cartea se numește Cei care schimbă jocul, cred. Exact asta e foarte important. Tu îți dai seama că după 90, da, în anii ăia în care nu știm bine, era haos, legislație, nu, tu dai seama că oamenii ăștia au pornit cu un soft, când alții își notau vânzările pe caiet și am și eu în jurul meu astfel de exemple în care îi vedeam tipizatele. Seara cum veneau și își treceau într-un carnețel și cu calculatorul aici, cu ochelarii pe ochi, am și eu în jurul meu astfel de exemple. Ei au început cu soft, ei au început cu proceduri, că nu degeaba te întreabă doamna la casă, fizică sau juridică, și te întreabă toți la fel. Și cum au butoanele pe ecranul ăla, mă, că tu mi-ai povestit, exact, mărimea lor. Și mărimea lor, și statistic, culorile, statistic, dacă te să nu poată să greșească, ăla cu fizică și juridică sunt butoane cele mai mari de acolo. Nu aia cu încasează, cum te-ai gândit, apasă aici. Da. Da? Oamenii au pornit acum zeci de ani cu așa ceva. Ei nu s-au dezvoltat, că s-au dezvoltat în ultimii 5 sau 7 ani. Nu, ăsta e rezultatul. Au înflorit, exact. Este rezultatul a ceea ce i-au pornit de atunci. Bine, mare, uite, proceduri, soft. 50-60 de magazine la nivel național și probabil că o să iasă și în afara României și în toate vezi aceeași organizare perfectă. Perfectă. Păi adică da, să luăm și mari retailer de la noi, la fel. La fel. La fel te întreabă, la fel aranjează marfa. Ok, că mai sunt mici chestii de structură în funcție de poziția magazinului și se intră pe ușa din dreapta sau...
Da, dar el în primă fază ce are? Are panificație. De ce e pus acolo? Păi nu e pusă, pentru că omul când vine la magazin, la cumpărături, poate a plecat direct de la serviciu. Sau e când foame. Pleacă din magazin, se duce acasă. Toate astea sunt studiate și sunt aranjate acolo, nu pe creativitatea fiecăruia din fiecare magazin, ci un director poate a avut ideea sau a comandat un studiu, a cercetat și a implementat în toate la fel. Exact. Nu a făcut în 10 magazine, în 10 feluri. Asta e frumos. Predictibilitate. Și elimin erorile, elimin furturile, în aceste minime proceduri, măcar cu ele să încep. După aia, când ai probleme cu structurarea lor, ok, asta e altă etapă. Dar cel puțin în departamentele în care fiecare antreprenor știe, acum dacă închide ochii, știe unde are cele mai mari probleme, azi ce i-au generat stresul cel mai mare, acolo ar trebui să înceapă cu o minimă procedură, 10 pași. De azi înainte îi faci așa, în felul ăsta. Nu îi faci, îți dau avertisment, te sancționez, evaluez. Asta discutăm, o să discutăm în tu îi dai procedura, dar de unde știi cu respect? Dacă îl bagi într-un flux și trebuie să-l bagi, că dacă îl lași doar singur acolo, o să vezi de la colegul lui sau de la următoarea etapă dacă a fost respectat și sau în cazul nu, în care e singur în departament și nu are legături, să zic, procedura respectivă într-un flux? Îi face valoare. E valoare. Îi face valoare. Da, neapărat. Consider că evaluările de performanță, așa le denumesc eu, sunt foarte importante. Să te întâlnești cu persoana respectivă o dată pe trimestru și să iei toate... Mai devreme. Eu am zis o dată pe trimestru, fiecare în funcție de cât de gravă e problema și trebuie să intervii, poți să faci la o săptămână, poți să faci la două săptămâni, poți să faci sau, la o lună. Referitor la întrebarea ta, caută să o automatizezi într-un soft, pe cât posibil, unde se poate. Da, unde omul trebuie să vadă cu ochii lui și să bifeze o căsuță, nu prea ai ce să faci acolo decât să-l evaluezi și să constați dacă el chiar a făcut, să-l urmărești, ok, sunt și alte strategii aici. Dar pe cât posibil și multe pot fi automatizate cu ajutorul softurilor. Da, soluția antigreșeală, adică, nu? Exact. Nu trebuie să aștept eu să deschid un e-mail sau să-l preiei dintr-o parte sau să faci copy-paste și tu poate ai uitat că ai avut treabă sau nu. Fac de așa natură încât să-ți vină direct ție pe o tabletă, să nu poți să treci într-o etapă următoare dacă asta n-a fost finalizată. Mesaj de informare, da, tot felul după de lucruri. După aia, mai departe, dai la superiorul lui, sunt o sumedenie. Deci sunt legate, să înțeleg, sisteme, procese, proceduri cu ERP-ul. Adică dacă... Păi da, pentru că altfel ai foarte multe și oricât de bine le-ai structura, că și eu le-am structurat și am umblat la ele și le-am întors pe toate părțile, la un moment dat devine inevitabil stufos. Și atunci, ca să mai simplifici, le treci prin aceste fluxuri și neapărat cu ajutorul softurilor să te anunțe. Sau uite cum avem noi. Noi avem un CRM de proiect, pe care cred că l-avem de 3 ani de zile și mereu upgradăm, umblăm la el. Dar o parte interesantă pe subiectul nostru acum, un exemplu concret, este că nu poți, iar are niște task-uri acolo pe care fiecare trebuie să le îndeplinească. Nu poți să dai start la task, adică să-ți contorizezi timpul, nu poți să ți-l preiei asupra ID-ului tău pentru că nu a fost finalizat. Da? Sau nu poți tu să finalizezi dacă în anterioritate nu ai finalizat alt task, adică altă sarcină. Uh-huh. Și pur și simplu nu poți. Tu nu poți să-ți faci treaba. Trebuie să te întorci să o faci pe aia, pentru că ia-s pașii normali. Deci te blochează aici. De-aia zic că neapărat ERP-uri și CRM-uri, în funcție de natura business-ului, neapărat trebuie. Iar dacă vorbim de business-uri de la un nivel... Cam de la câți oameni ar trebui să ai și sisteme, procese, proceduri, clar... Să încep să le creezi, dacă păi nu trebuie să încep de la zero oameni, adică tu, dacă ai început, eu și astăzi, pentru unele lucruri de la care mă ocup eu 100% sau pe care vreau să le deleg, eu fac proceduri și acum. De ce? Pentru că nu fac zi de zi treaba asta. Și s-ar putea să mai fac peste 3 luni. Ce rost are să... Ții buffering calculatorul din cap? Da, să mă aglomerez, să mă stresez, când poate fi ceva banal care îmi va rezolva problema peste 3 luni în 2 minute.
într-un click. Adică deschid, știu că e acolo, știu că eu am făcut-o. Toată lumea are telefonul la el în ziua de azi, aia e o bibliotecă întreagă. Dar am pe telefon, pe tabletă, pe laptop, peste tot, nu contează. Pot să fiu și în concediu. Le am acolo. Da. Le modific, le vede toată lumea dacă vreau să dau mai departe sau, da? Deci, nu, ajutorul e enorm. Proceduri, clar, ca să-ți răspund la întrebare, proceduri de când ți-ai deschis firma. Da. Că vorbim de fluxuri, eu cred că de la o echipă de 2, 3, 4, 5, 6 oameni undeva aici, da. Că la 2, 3 unele lucruri, acum depinde și de natura business-ului, dar unele lucruri le cam discută oamenii în birou, stau unul lângă altul, nu poți acum chiar să procedurizezi totul, să treci în detaliu. Știu, am dat exemplele de mai devreme, dar vorbim de niște coloși. Da. Dar la început să zicem că nu ești pregătit, dar vrei să testezi, să începi cu o procedură, cu ceva. Deja dacă vorbim de la mai mult de 10 angajați și mai mult de 500.000 de euro cifră de afaceri, cam trebuie să te orientezi către softuri. Da. De așa ceva. De ce? Știu că vei zice, da, n-am bani, dar poate e scump, dar de ce de acum, dar stai să mai cresc. Problema e că cu cât ești mai mare și treci la o astfel de implementare, cu atât e mai greu. Da. Și îți dau un exemplu. Acum, nu știu, 1-2 ani eram în Dedeman, oameni care lucraseră pe un proces până atunci, au avut și softuri, ERP-uri, îl schimbaseră, trebuiseră la SAP. Da. Și am văzut acolo într-un ecran, Doamne, ce supărat era un om de acolo, că nu-și mai găsea el nu știu ce butoane, că arăta altfel, că... Și mă uitam așa, chiar mă buvânea râsul, că zic, unde ai lucrat pe treaba asta, ai văzut beneficiul, ți-ai făcut treaba asta. El a schimbat modul de lucru. Doar faptul că ai schimbat, oamenii au trecut la ceva mult mai perfect. E top, ăla e numărul 1 în lume, da? Au trecut la altceva, au făcut o investiție și el era supărat că nu... Trebuie să fie, cred eu, tipul ăsta dominant, că vorbeam de ABC-ul personalității, ca să-ți dai seama de beneficiile reale de la, pentru implementare, implementare de proceduri, procese. Dacă ești o persoană, cum vorbeam, care îți place să lucrezi repetitiv aceleași lucruri, cu cât se modifică modul de lucru mai des, cu atât nu-ți place. Cred că asta e diferența. De aceea e important și ca manager de proiect la implementare, în cazul în care nu ești tu ca antreprenor, administrator de business, să fii o persoană care poate să aibă gândirea asta. Dar și eu, înainte să încep o colaborare, că mulți zic, da, domne, vreau și eu, am mai auzit pe undeva, am văzut la cineva sau am văzut că au prieteni, discută la o cafea și spun, uite, firma aia sau ăla are nu știu ce soft, vreau și eu. Înainte de orice, eu zic așa, hai să vedem dacă eu am cu cine să lucrez în firma aia. Că să mă duc eu să implementez singur în firma ta, fără să am un responsabil acolo, eu nu o fac pentru oricâți bani mi-ai dat. Da. Și atunci mi-e trebuie un om, vreau să analizez departamentul, să am cu cine, să am pe cine să instruiesc, pe cine să evaluez și cu cine să comunic. Și la fel fac treaba asta și firmele de soft mari. Îți spun de la început, deleagă o persoană cu care noi să ținem legătura. Nu vorbim cu 7 da. Acolo. Unu. Iar ăla unu, ca manager de proiect, trebuie să aibă noțiuni. Și un pic de IT și cum funcționează un import dintr-un Excel. Da, trebuie să cunoască și de baze de date și trebuie să cunoască și business-ul ca să facă fluxuri. Și tocmai de-aia revin și spun, cu cât ești mai mare, cu atât e mai greu. Gen cum am dat exemplu de mai devreme. Chiar dacă oamenii au mai lucrat pe așa ceva și tot le era greu și cred că au ajuns sus la ei foarte multe probleme sau la managerilor, că ei au alte treburi mai importante, au ajuns foarte multe astfel de probleme, dar trebuia făcut. Deci dacă nu l-ai, oricum trebuie să-l faci în orice situație te afli. Cu cât tragi mai mult de timp, cu atât o să-ți fie mai greu. Exact. Și costurile mai mari. Da. Erorile vor fi mai multe și tot așa. De ce să nu încep? Oricum s-au ieftinit în ultimii ani. Da, sunt piața acum e... bune, bunicele, la câteva mii de euro. Adică nu trebuie să te mai sperie. Banii ai scoți din 5 greșeli care nu se mai fac și 7 furturi care le-ai eliminat, ai scos dublu banii. Dar atenție, cum am vorbit și în podcastul cu RP, încearcă să îți gândești business-ul și să-ți găsești un furnizor de software care să îți ia activitatea ta și să o pună în software, nu să-ți faci tu, să-ți modifici tu business-ul după softul lui. Asta cred că e foarte important. Încheiem? M-a da, ajuns la final? Da.
Ne vedem săptămâna viitoare. Cu primul nostru invitat. Încercăm surpriză. Cu primul nostru invitat. Începem să aducem și invitați. Să și vedem invitați. Cum e în business-urile lor, cum e la alții, cum au făcut ei, cum, de ce s-au lovit. Să învățăm din experiența fiecăruia și cu ocazia asta să încurajăm și alții antreprenori să vină la podcast. Nu neapărat antreprenori, oameni care pur și simplu vor să evolueze, performeze. Nu neapărat, dar vrem în primul rând să învățăm de la oameni care au experiență. Nu contează cum au dobândit-o, unii au trecut prin greșeli, alții au învățat, alții au furat meserie. Da. Nu contează, vrem să-i încurajăm. Știu, avem discuții și cu alții, trebuie să-și treacă peste emoții, la urma urmei venim aici să învățăm, exact. Să evoluăm. Exact. Și ne vedem săptămâna viitoare.